Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupați de arta amenajărilor interioare. Aceasta se caracterizează prin bogăția, varietatea și frumusețea obiectelor decorative bine armonizate între ele. Leroy Boch, în mod specific, stilul este cumva timeless, cumva cu trecere dincolo de precaritatea modei, de precaritatea momentului. La Bell reprezintă undeva un accent specific pe felul în care este înțeles, e citit de către public Leroy Boch, La Bell în nuanța asta romantică, într-o reluare de subtilă liniatură lui Kenz, are undeva confortul vizual al așteptării. Alegătorul de Leroy Boch nu e atât de supus presiunii tendințelor, nu va schimba peste 5 ani baia și este un căutător de detaliu, este un căutător de precizie, de subtilitate tehnică foarte des. Ultimii, știu și eu, 30 de ani au însemnat foarte des invenții și inovații Leroy Boch care au marcat industria ceramică. Aici, în principiu, aș vorbi de tratamente, de tratamentele care au intrat sub titulatura Active Care, un soi de rezistență la microbi, a ceramicii, a glazurii. De exemplu, aș asocia numele Leroy Boch cu tradiția ceasului elvețian, care totdeauna aduce, găsește încă un detaliu, încă un finisaj, încă o nuanță, încă un milimetru substanțial, un milimetru cu importanță, care cântărește în reputație. Sigur, ideea băii ca spațiu reprezentativ, ca spațiu care nu mai este undeva în fundul curții, care nu mai este locul de închidem ușa și nu știm ce se întâmplă, locul de duhoare și putoare. E locul unei destinderi, e poate o oază de liniște, e antistres, a căpătat cu totul alte valențe și evident trebuiau acompaniate de partea estetică, dar evident, în mod constant, sunt urmărite în ceea ce înseamnă amănuntul tehnic de confort, de prețiozitate, de ecologic foarte des. Leroy Boch, evident, e prezent în trei mari sectoare. Cel de cea mai veche tradiție, care este ardul la tablă, noi aici suntem chiar lângă o masă, care, iată, e foarte modernă de data asta. Sigur că producția pe ardul la tablă are o componentă în special clasică, din nou, așteptarea pe care publicul o are de la Leroy Boch, dar găsim și lucruri jucăușe, găsim și lucruri care să se exprime într-un fel, așa, mâna întinsă către natură și către un fel de, știu și eu, spațiu zen, din nou, spațiu de confort vizual și eventual de relaxare. Cine este cumpărătorul de Leroy Boch? E cel care are nevoie să știe că își bea ceaiul într-o anumită cană, pentru care cana nu e la întâmplare, nu e doar un oarecare obiect. O altă divizie este divizia sanitare, care e foarte bine reprezentată la noi în showroom. Aș spune tradiție,
aș spune, consistență germană în ceea ce privește tehnica și aș spune timeless. Fie că adoptăm un stil clasic sau modern, unul extravagant sau unul modest, trebuie să știm că ornamentele au o importanță bine definită în viața noastră. În ediția următoare, High Life, The Way of Living, vom continua cu istoria Villeroy & Boch.